Muncitorii necalificați, concurență pe post, mai ceva ca la facultăți. Nici la facultățile de medicină din țară concurența pe posturi nu este la fel de mare ca în minerit. Lipsa locurilor de muncă din Valea Jiului îi determină pe tineri să se facă mineri. Înscrierile pentru concursul pentru ocuparea celor 65 de posturi de muncitori necalificați de la Mina Livezen s-au terminat, iar cifra candidaților este uluitoare. 752 de persoane s-au înscris pentru cele 65 de locuri de muncă, concurența fiind de aproape 12 pentru un post. Și au depus dosarele un număr de 752 de persoane. Cu siguranță au venit și din cei care au încercat dățile trecute, dar au mai venit și candidați noi. Nu am făcut restricție de domiciliu. Au putut să vină din orice altă localitate să se înscrie la concurs. În data de 10 o să avem proba scrisă și probabil proba practică se va întinde pe 3 zile. 11, 12, 13 februarie. La concursul din acest an vor fi și câteva modificări. Candidații își vor porni și opri cronometrul astfel încât să fie eliminată orice suspiciune de fraudare a concursului. Am luat niște măsuri prin regulamentul pe care l-a aprobat domnul director general, avem niște măsuri noi. Cum ar fi candidatul își oprește și își pornește cronometrul singur? Am vrea să corectăm lucrările scrise pe loc, să nu plece candidatul din sală până nu are rezultatul. Oficialii diviziei miniere mai promit anul acesta o nouă rundă de angajări și la celelalte unități miniere pe care le au în subordine.